Salut tuturor! Bine ați venit la Keyboards & Mice Sibiu, ediția 2017. Cam așa am început eu treaba cu iQ, în care îmi ziceam eu că programez și învăț să programez, ce puțin așa îi făream pe ai mei când încărcam și făceam zgomot de citate cu casetă fondul din casă. Foarte mare avantaj pe care îl avem în zilele noastre este că avem o serie de resurse online care ne ajută foarte mult să învățăm mult mai ușor elementele de machine learning, de reținere și așa mai departe, le putem folosi direct, fără să crească să urmăm un proces complex de instalare pe calculatorul nostru, le putem accesa din browser și să vedem, să vedem cum funcționează, să înțelegem mai bine. Dacă până acum câțiva ani aveai nevoie de o întreagă armată de oameni care să-ți facă setup la infrastructură, hardware și software, acum putem folosi servicii de inteligență artificială care sunt oferite de jucătorii mari de pe piață. Practic, recunoască că e female, age-ul 23,8, că poartă ochelari, smiling și e happy. Code director vreau undeva pe la 30 de primăveri, aproape. De asta m-am făcut dolder, ok. Mâine deschideți o pizzerie. Își ai criza, să-și fac bonul fiscal, totul merge minunat. Peste o săptămână, peste o lună, își dă seama că merge super bine pizzeria și începe să facă delivery. Mai întâi o să facă delivery telefonic. Deci se pot face extraordinar de multe aplicații. Rezervări, provider, stocuri, payments, orice vă puteți imagina. Se pot face și se pot conecta prin un API la Ebriza. Avem două scenarii importante. Unul în care vrem să învățăm. Proiectăm holograme în realitatea. Augmentăm realitatea cu holograme și prezentăm ce trebuie să facă cineva ca să intervină, ca să rezolvă un caz. A doilea caz este când proiectez hologramul direct pe obiectul real. Și pe obiectul real aveți exact ce trebuie să facă. Deci undeva dacă trebuie să peșurubesc ceva, se vede chiar pe șurubul respectiv cum se deșurubează și se explică step by step. Aș vrea să vă uitați bine la exemplul ăsta, care arată cum cu inteligență putem să creăm proiecte educaționale care au foarte mult sens. Dacă tu ești pasionat de ceva, de aparate de radio, de programare, de .NET, de roboței, de Arduino, de ce-o fi, ia pasiunea aia ta și gândește-te cum ai putea să o transmiți mai departe unor copii.